Așadar, oameni buni, o să ne întâlnim imediat cu Zore. Vine pe rolul de jurat astăzi la Cozonacul de Aur. Mergem acum la o poveste senzațională pe care vă invit să o vedeți și în același timp să-l aplaudați pe omul ăsta care vine în platou. Îl cheamă Claudiu, Claudiu Adam, are 15 ani, este nu doar cel mai tânăr pilot de drifturi din România, ci și din Europa. Ați auzit bine. La început, mama lui, normal ca orice mamă, s-a opus din cauza unui accident teribil care a lăsat în suflet o teamă profundă pentru urmările grave cu care se pot solda evenimentele rutiere. În cele din urmă, pasiunea băiatului pentru mașini și pentru motoarele puternice a învins, după ce tânărul a dovedit că nu este doar talentat la condus pe pista de drifturi, dar că știe să respecte regulile de protecție, e conștient de pericole și stăpânește de plin controlul mașinii. Vreau să vă zic că părinții s-au mai liniștit și l-au lăsat să-și facă cum să zicem, drumul lui în viață. Vreau să-l vedem pe Claudiu la volan, iar apoi îl primim în platou să-l cunoaștem mai bine. 15 ani, cel mai tare din România și din Europa la drifturi. În primul rând, zi-mi de cât timp faci asta, ca să mă asigur. Okay. Că totul e în regulă. Deci, eu fac drift de aproximativ 3 ani. Câți ani ai? Eu am 15 ani. 15 ani. Primele mașini pilotate de Claudiu au fost cele virtuale din jocurile de pe calculator. Nu a durat mult până când acestea au fost înlocuite cu mașinile adevărate. Iar astăzi, în loc să-și petreacă timpul liber ca ceilalți adolescenți în parc sau pe terenul de sport, el iese pe pista de drifturi să se antreneze pentru concursurile viitoare. Ce spun părinții? Părinților mei le este frică câteodată. Dar mereu au avut încredere în mine. Am înțeles că la început părinții tăi nu au fost de acord cu pasiunea ta. De ce? Tata și restul familiei spuneau că nu e că este periculos, dar după s-au obișnuit și m-au lăsat. Am înțeles că mama ta a avut și un eveniment neplăcut. Da, să nu se mai urcă, da. Ce s-a întâmplat? Sau? Păi a avut un accident. Eu atâta știu că nu mi-a zis mai multe. Un accident, a intrat un tir în mașina lor. Atât. Și ăsta a fost și motivul pentru care nu și-a dorit ca Nu și-a dorit. Dar s-a acomodat. Și mereu mă susține la fiecare etapă și familia și sponsorii. Și aș vrea să le mulțumesc. Zi-mi, ai avut și experiențe mai neplăcute? Da, am intrat greșit în prima curbă de inițiere și am lovit mașina. Atât. Și tu? Nu am avut nimic. Am reparat mașina și m-am dus din nou iar. Ai iubit-o? Da. Ce drăguț! Și pe ea ai plimbat-o? Da. Și nu i-a fost frică? Nu. Da, vreau să întreb, pe mama ta ai plimbat-o? Nu, i-a fost frică. I-a fost frică? Da. Niciodată? Niciodată. Mașina aceasta este foarte sigură, are roll cage, adică cușca aceea pe dinăuntru, scaune omologate, centuri și tot, de exemplu, și casca este omologată și este la bază un BMW 30 40 V8 turbo de 640 de cai. Deși se simte pe deplin în control la volan, pentru Claudiu fiecare zi e o nouă provocare. Vrea să devină mai bun și mai rapid pe zi ce trece, așa că își testează deseori limitele. O provocare a fost și pentru colega Raluca Boloș să se urce în mașină și să iasă cu el pe pista de drifturi. Mai am încredere în tine, Claudiu, da, să știi. Da, aveți toată încredere. Vreau să-mi arăți pe dinăuntru. Avem în primul rând frâna de mână hidraulică, panoul de pornire, volanul. Cele două scaune. Este o cușcă pe dinăuntru mașinii pentru protecție. Ok. Este totul sigur în mașina aceasta. Mamă. Îmi pun toată încrederea în tine. Așa bine am pus-o. Vezi că e prima dată în viața mea când fac asta. Ei, se... Trebuie să mă ajute cineva să-mi închid. O să-mi placă? Da. Zici tu? Sigur. Doamne, Doamne. Adevărata spaima a tras-o când a văzut că ies flăcări de sub capotă la aproape fiecare accelerare. Ce
Claudiu este o excepție printre tinerii de vârsta lui și este foarte desrugat de prieteni să ia în mașină în timpul unei curse. Unul dintre aceștia este și Alex Ghiduș, care și-a văzut dorința împlinită. A ajuns pe scaunul din dreapta, dar nu credem că va mai repeta experiența prea curând. Da, oameni buni, el este campionul Claudiu Adam Junior, cel mai tânăr din România și din Europa la drifturi, 15 ani. Este acum aici împreună cu tatăl său, Claudiu Adam Senior. V-am zis, aplauze, merită! Ce faceți? Haideți să iei un loc, îți mulțumesc mult de tot! Mamă, super șapcă! Adam Drift. Gata, tată, ia să stai să pun aici. Deci e o șapcă cu numele tău și că face drifturi, nu? Personalizată. Deci am văzut acum ce faci acolo pe pistă, ești foarte tare, fabulos. Mulțumesc. Bravo. Vreau să mă gândesc, sau încerc să mă gândesc, cum e tatăl tău când tu ai tot felul de competiții și mama ta, pentru că ei cred că au emoții foarte mari, nu? Stau cu pastile în buzunar. Cum? Sau cu pastile de tensiune în buzunar. Pe bune? Pe bune. Deci la fiecare cursă pastile, da, de tensiune. Da. Nu poți fără? Nu pot fără. Am și... probleme cu rasunul și... Și? De câți ani ești pe tratamentul ăsta? 3 ani. De 3 ani de zile. Da. Are 15 ani, e Claudiu și este cel mai tânăr din România și din Europa la drifturi. Da. Dar spune-mi cum a fost decizia când el a zis că vrea să facă treaba asta. Trebuie să povestesc că în urmă cu 3 ani am fost la un show de drift. Da. Zi, Claudiu. Deci tu erai pe calculator, tată. Aveai... Da. Are simulator acasă. Și am zis să mergem la un concurs, să văd cum arată. Da. Că aveai 11 ani. Da. Eu văzusem doar pe internet. Pe YouTube, da. Da. Apoi am mers la salon auto și am văzut că, nu știu, trebuie să încerc și eu. A venit acasă, da, adică ai simțit că e ceva acolo și că trebuie să fie acolo, și? Da. Și am vorbit cu tata. Tata prima dată la început a zis că nu, că nu știi să conduci. Am luat-o ca o glumă. Exact. Și a spus, vreau neapărat la o școală de drift. Și? Da, și m-a dus la de drift. Da, m-a dus tata și a văzut că am talent, iar acum sunt un pilot de drift. E, acum ești pilot de drifturi, dar spune-mi, deci la 11 ani ai început, nu? Ai făcut școala, cât timp ai făcut școala? O lună de zile. O lună de zile și după aia ai ajuns pilot de drifturi? Da, la 14 ani. La 14 ani. Voie, dar tu n-ai carnet, nu? Nu. N-ai carnet. Nu. Foarte mulțumim tare. Mulțumim Rodrift. La... Da. Cei de la Rodrift l-au adoptat. L-au adoptat acolo, ești în comunitatea lor. Da. Și mama, am înțeles că a avut emoții mari. Da, mama n-a fost, de acord deloc. Deloc? Deloc. Nu. Dar tata a convins-o. Iar mama ta probabil n-a fost de acord pentru că atunci când era măritată, a avut un accident de mașină. 2000, nu? Da. A avut un accident de mașină destul de grav. Frontal și a zis că n-a fost de acord. A zis nu. Pe și săraca femeie? Am convins-o, familia. Adică tu iei pastile și apoi te duci să o convingi pe soție, hai că e bine, e bine. Și merge cu noi la fiecare etapă. Și le vede pe Claudiu la fiecare etapă, nu? Da. Bravo, mă, Claudiule. Unde te vezi peste câțiva ani? Ce te vezi să faci? Eu aș vrea să ajung la Formula Drift în America. Deci la Formula Drift în America vrei să ajungi? Asta e visul tău? Da. Eu sunt convins că o să ajungi acolo. Mulțumesc. De la ce vârstă sau de la ce vârstă poți să ajungi? De la orice vârstă, din câte știu eu, dar trebuie să îndeplinești mai multe etape la mașină. Condiții. Și ce trebuie? Ce pași trebuie să urmezi? Adică să ai mașina bine pusă la punct, să fie echipa bine, stafful bine. Da, știi ce? Asta e un sport extrem foarte de costisitor. Păi și banii de unde vin? Familie și sponsor, tata. Deci tata. Tata e sponsor principal. Tata, cam cât costă o distracție asta așa? O etapă ca în jur de 1.000-1.500 de euro. Deci 1.000-1.500 de euro fiecare etapă. Pentru nu mai punem mașină, da, cauciucuri, da. Și câte etape are pe lună? Nu pe an, 6 etape, deci etape. Elegant. Plus staff-ul, plus... Dar vrei să-l încurajezi și asta este important, nu? Asta e important, să susțin. Colegii tăi ce spun la școală? Păi, ai dă-ne și pe noi cu mașina odată. Chiar, mulți colegi au fost și le-au plăcut și mereu mă susțin. Dar ție nu ți-e frică deloc? Adică n-ai avut niciun moment așa când în care să simți că o să cai mașina de sub control? Nu, n-am avut. A avut și un mic accident. Ai avut accident? Da. Când? Pe Transrarou anul trecut, când am inițiat mai tare decât trebuia să inițiez și mi-a alunecat mașina prea tare, am intrat în parapet, iar... Cu 80 la oră? Da, cu 82 la oră, am reparat mașina și am intrat din nou pe circuit. Tot atunci? Da.
Deci ai dat cu mașina de parapel la 82 de kilometri, ai reparat-o repede și ai intrat din nou pe circuit? Da. Și erai și noastră la cursă și cu soția? Și cu soția, da. Și? Și. Și pastiluța și... Ok, ai pastiluța și mergem mai departe. Da. Tu în campionatul național ai și pe locul 4. Da, și ai 15 ani, ești cel mai tânăr din România și din Europa. Da. Ceilalți, vreau să spun, ceilalți piloți cum te tratează? Cum se poartă cu tine? Ca... La urmă nu ești un copil, ai 15 ani. Ca o familie. Ca o familie, suntem, ne ajutăm reciproc. Dar nu se enervează când îi depășești? Nu, nu. Uite-l, mă, pe... Sunt adulți 30-40 de ani, adică... Da, de asta zic, că ceilalți copiloți sunt adulți, 30-40 de ani, tu 15 ani și nu se... Nu. Te-a înfiat acolo, ai zis, road drift, nu? Road drift, da. Road drift. Îți dau sfaturi sau... Da, mă ajută. Le dai tu lor? Mă ajută. Sunt cu o familie. Le dai tu sfaturi? Ei mă ajută. La școală cum ești? Cum merge școala? Bine, merge foarte bine. În ce clasă ești acum? Eu în a noua. Deci, clasa a noua? Da. Ah, gata, ai intrat la liceu, nu mai ai nicio treabă. Mă, școala e școală, driftul e drift. Da. Școala e școală, driftul e drift. Dar nu merge să zici, domnul profesor de matematică, vă dau un drift, lăsați-mă și pe mine mai ușor. Da. Facem un drift? Nu cred, nu. Nu merge, nu. Ați încercat și noi să faceți drifturi? Am încercat, dar nu. Trebuie talent și îndemânare. Trebuie și talent și îndemânare. Am văzut că și colega mea, Raluca Bolo, și acum l-am văzut și pe Ghiduș și au avut ceva emoții cât, da, au fost, cât au fost cu tine. Mai ales că Ghiduș, am înțeles că este unul dintre prietenii tăi. Da, la fel și Dima, prietenului. Prietenului. Asta e casca ta? Casca, da. Ești superstițios sau vrei sau întotdeauna mai schimbi și căștile? Da, de obicei o dată pe an. Dar e pictată de cineva? E vreun model? Nu, așa este casca. Arată foarte bine. Băi, Claudiu, îmi doresc din toată inima să vii într-o bună zi aici pe canapea după ce ajungi în America și să stăm de povești, pentru că mai mult ca sigur o să ajungi acolo. Mulțumesc. Dacă ai timp, poate într-o zi. Ok. Să vezi și tu cu... Uite, după Paște, serios, vin să mă plimb și eu cu tine cu mașina. Cu mare drag. Pe cum, promit. Putem să începem totuși pe la 8 dimineața ca să nu mănânc înainte tot. Da. Când e să nu mănânc. Ia uite, casca aici are tot felul de... Aerisiri. De, pentru aerisire, nu? Da. Cât ai stat cel mai mult într-o mașină? Cel mai mult? Vreo două ore. Atât. Două ore? Da. Deci două ore în continuu, nu? Te slăbește câteva kilograme. Asta vreau deci să zic. Psihic și fizic, după o etapă e... Slăbești? Da. După ce că slăbuți, da. Și mai slăbuți. Tati, eu zic că amândoi ar trebui să ne apucăm totuși de drifturi. Da. Că poate ajută chestia asta. Da. Dar ai și un regim anume? Mănânci ceva anume? Nu. Da. Normal. Pizza, pasta. Da. Ce apuc. Exact. Bella Italia. Ceau, da. Perfect. Bate palma, Claudiule. Mulțumesc. Să ai multă baftă. El este Claudiu Adam. Pune-mi unde te caută oamenii. Pe Instagram, pe Facebook. Pe Instagram, Claudiu Adam, și pe Facebook, Adam Claudiu Drift Pilot. Deci, pe Facebook, cum ai zis că e? Adam Claudiu Drift Pilot. Așa, invers. Deci, Adam Claudiu Drift Pilot. Da. Iar pe Instagram? Claudiu Adam. Claudiu Adam. Dați-i follow la omul ăsta, urmăriți-l și încurajați-l. E un puș de 15 ani și este foarte, foarte tare. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Vi s-a întâmplat, eu știu, să vă duceți undeva să spuneți cum vă cheamă și să vă confunde cineva, să zică, a, sunteți pilotul de drifturi, nu? Nu, nu. Nu v-a ajutat un pic? Fiecare cu fanele. Da, fiecare cu fanele lui. Și apropo de fane, am înțeles că ai iubită? Da. Bravo, mă, o tare, cum ai cucerit-o? Hai să te dau o tură. Nu, nu. Am ieșit afară și... Și a fost să fie? Da. Îți vă dai seama cum e la Claudiu, nu? El nu zice, hai să te dau o tură cu bicicleta prin parc. Sau cu rolele. Hai să facem trei drifturi. Să știi că după Paști vin să mergi și după Paști. Invitație. Ați mulțumit mult de tot, ești foarte tare. Claudiu Adam, căutați-l pe Instagram, Claudiu Adam, și pe Facebook și pe YouTube să vedeți cât de tare e puștiul ăsta. Mulțumesc. Să aveți succes încă o dată, noroc, încă o dată, toate cele bune. Tata, ia casca, farmacia după colț pentru următoarea etapă. Când e următoarea etapă? În mai, pe 12, la... În Ungaria. În la Ungaria? Maria, Maria Poci. Da. Succes! Mulțumesc frumos! Hai că am dat de 10 ori. Dar îmi place mult de băiatul ăsta și că e senzațional. 15 ani, cel mai tare la drifturi din România și din Europa. O să vedeți, cel mai tânăr. O să vedeți, o să ajungă și în America.